ziua și bine ați venit la startul proiectului. Proiectului pornit de noi acum 2 ani de zile, din cadrul situlului Natura 2000, Roș-Cislănic. Noi avem 3 arii protejate la Sănii Moldova, dar această arie protejată este riverană cu stațiunea și ne-am dorit foarte mult să facem acest parteneriat și pentru asta trebuie prima dată să vă spun bun venit, domnul ministru, un moment important pentru localitatea noastră, să fie prezent aici ministrul mediului. Mulțumim pentru că sunteți astăzi aici și pentru că vom avea împreună ocazia să aflăm despre proiect și să aflăm despre ce ne-am propus noi să facem în cadrul acestui proiect. Îl salut cu respect pe reprezentantul prefecturii, domnul subprefect. Bine ați venit, domnul Lupu. Domnul președinte al Agenției Naționale a Arilor Protejate, domnul Carnariu. Bine ați venit, domnul președinte. Doamna Potra este manager de proiect din partea Agenției Naționale a Arilor Protejate. Avem prezent astăzi, din nou, la diferență de o lună, pe domnul primar de Piatra Neamț. Mă bucur, domnul primar, bine ați revenit la Sănii Moldova. Prezent consilierul local și județean, dar avem și domnul director de la Rom Silva Bacău. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, care este administratorul pădurii, practic, a fondului forestier din această arie și salut prezența domnului inginer Micu, șeful de ocol al ocolului privat, care de asemenea va găzdui o parte din aceste lucrări și mulțumim pentru că ați fost de acord, ne-ați dat acordul dumneavoastră ca proprietate privată să facem aceste lucrări aici. Desigur că nu vreau să prezint în detaliu proiectul, pentru că el va fi prezentat de către doamna Potra, cred, nu știu exact cine, dar avem o prezentare de proiect. Aș vrea să vă spun încă o dată bun venit, să vă spun că acest proiect, practic, rezultatul acestui proiect, ne dorim să fie o extindere a facilităților turistice din zona noastră de stațiune, dar și să conștientizăm cât de important este să protejăm mediul și să protejăm fauna, flora, tot ce înseamnă generator de condiții de viață, de calitate a vieții cât mai bune. Sănii Moldova este o stațiune internațională și este foarte potrivit ca acest lucru să se întâmple lângă noi și vă anunț că avem multe alte proiecte care vizează ocuparea timpului liber a câtor mai multe categorii de turiști și pacienți. Trasee de vizitare, puncte de observare care sunt acum în acest proiect sunt doar un început, pentru că o să avem și în afara arilor protejate asemenea acțiuni. O să îmbunătățim condițiile de acces pe 300 de scări, traseele de scurtă de plimbare până pe vârful Cerbului și la capătul Telescaunului. Sunt o parte din proiectele noastre. Aș vrea să mulțumesc și tuturor reprezentanților instituțiilor din județ, mediu, ape și ceilalți prezenți aici, să salut prezența colegilor mei din primărie, doamna secretar general este prezent aici, domnul administrator public, care de altfel este și managerul proiectului acesta pe care astăzi îl pornim, domnul profesor Stamate și doamna Rozica Văcaru, șefa biroului economic. Le mulțumesc pentru că sunt astăzi aici și împreună vom afla multe lucruri, dar vom și implementa acest proiect, sper eu, cu succes. Pentru început îi dau cuvântul domnului ministru pentru a ne transmite mesajul dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar Gheorghe Baciu, domnule președinte al Agenției
naționale pentru arii naturale protejate, domnule subprefect, domnule director, distinși invitați, domnilor subprefecți, distinși invitați, mă bucur tare mult să revin la Slănic Moldova. Domnul primar Baciu nu se oprește din a mă surprinde plăcut, pentru că dacă nu e vreo întâlnire cu frații noștri moldoveni, e o întâlnire despre izvoare. Dacă nu e despre izvoare, este despre un lucru care mă interesează cu atât mai mult în calitate de ministru al mediului, și anume implementarea unui proiect unde beneficiar este Ministerul Mediului prin Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, dar unde partener este primăria orașului Slănic Moldova. Și cred că înainte de toate ar trebui să salut și să mă bucur de colaborarea foarte strânsă între ceea ce înseamnă structura centrală a Ministerului și autorități publice locale de orice natură, și mai mult decât atât, în timp ce de obicei subiectul conservării biodiversității și subiectul acesta al gestionării ariilor naturale protejate e un subiect de care primăriile în general se feresc, există și situații opuse, când nu doar că aria naturală protejată nu e văzută ca un impediment în dezvoltarea comunității, ci dimpotrivă, extinderea ei sau buna ei gestionare sau implementarea măsurilor specifice din planul de management ar putea să însemne în același timp dezvoltarea comunității locale, ar putea să însemne o viață mai bună, nu doar pentru habitatele pe care le protejăm, ci și pentru cetățenii din orașul respectiv, și ar putea să însemne, de ce nu, mai mulți turiști, mai mulți bani la bugetul local sau alte lucruri cu impact economic. Vorbim despre protecția biodiversității. Acesta este un obiectiv fundamental al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, de care ne ocupăm în fiecare zi. Aceste acțiuni despre care vorbim atât de des sunt în acord cu strategia Uniunii Europene 2030 privind biodiversitatea. Și în legătură cu această strategie, ori de câte ori avem ocazia, discutăm despre acele măsuri pe care am putea să le implementăm și să aducă România acolo unde ne-am propus din acest punct de vedere. 30% din suprafață să fie protejată, 10% să fie strict protejată. Am început deja un proces prin care să introducem în protecție strictă 75% din suprafața parcurilor naționale. Suntem ambițioși la foarte multe capitole, dar în același timp înțelegem foarte bine că avem în continuare de lucru la altele. În ceea ce privește Strategia Națională pentru Păduri și acest document fiind adoptat în toamna anului trecut, aș menționa doar faptul că această strategie se dorește a fi în concordanță cu strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea. Este foarte cert pentru toată lumea și mă bucur să văd că din ce în ce mai mulți colegi de la Romsilva, de la direcțiile silvice din țară, înțeleg, mai ales în contextul vremurilor pe care le trăim, că atunci când discuți despre păduri în România, nu poți să discuți
doar despre exploatare forestieră, atunci când te raportezi la eficiența pădurii, spre deosebire de ceea ce se întâmpla poate acum 50 de ani sau mai mult, nu poți să discuți doar de metri cubi de lemn exploatat. Pădurea astăzi înseamnă mult mai mult. Pădurea din România, și aici nu ratez ocazia, ori de câte ori am ocazia să vorbesc despre pădurile din România, să spun că avem probabil cele mai bine gestionate și cele mai frumoase păduri din Uniunea Europeană. Avem extrem de multe păduri virgine extrem de valoroase. Avem o biodiversitate extraordinară pe care ne propunem să o păstrăm așa cum am păstrat-o și până acum. Iar când discutăm de păduri, trebuie să discutăm despre biodiversitate în primul rând, acest subiect atât de important despre care toată lumea vorbește. Trebuie să discutăm despre atenuarea efectelor schimbărilor climatice, din nou un subiect pe prima pagină a agendei Comisiei Europene. Trebuie să discutăm despre rolul social pe care pădurea l-are, despre rolul recreativ, pentru că va trebui în viitor să înțelegem că pădurea trebuie să aibă și astfel de moduri de a fi, de a ne bucura de ea. Profit de această ocazie să spun că de luni începem dezbaterile pe noul cod silvic. Vom avea 3 zile pline de dezbatere, fie că vom discuta cu industria, fie că vom discuta cu proprietarii de păduri, fie că vom discuta cu ONG-uri, cu reprezentanți ai cetățenilor, cu colegii noștri silvicultori și cu orice alte entități interesate de acest subiect. Eu manifest speranța că viitorul act normativ, noul cod silvic, va fi un document foarte ambițios, cel puțin în legătură cu lucrurile pe care le-am spus mai devreme, despre rolul pădurii în următoarele 10 de ani. De asemenea, aș mai aminti că prin PNRR o componentă semnificativă, respectiv peste 1,2 miliarde de euro, vor merge la păduri și la protecția biodiversității. Nici nu se putea altfel. Îmi manifest speranța că vom reuși să cheltuim până la ultimul cent toți acei bani. Și încă o dată aș dori să vă felicit, domnule primar, pentru că vă ocupați și de apă și canalizare, și de asfaltare și de alte lucruri tradiționale de care primarii se îngrijesc în fiecare comunitate, dar vă gândiți și la viitorul copiilor noștri, vă gândiți și la cum va arăta această zonă peste 10 de ani, iar un astfel de parteneriat nu poate fi decât în folosul generațiilor următoare. Subliniez încă o dată și pentru că îmi povestea puțin domnul primar despre traseele ce urmează a fi înființate, probabil că nu trece o săptămână sau poate două fără să mă întâlnesc cu entități cu care discut despre accesul oamenilor în pădure. E adevărat că există o anumită responsabilitate pe care trebuie să o asumăm în legătură cu protecția acelor oameni, pentru că pădurea în anumite condiții poate să genereze și anumite pericole, dar pe termen lung ne propunem ca pădurea să fie acel loc de recreiere, că vrei să te plimbi,
că vrei să te plimbi cu bicicleta, că vrei să culegi ciuperci sau fructe de pădure, sau că pur și simplu vrei să petreci timp în mijlocul naturii, în pădure, consider că proprietarii de pădure și cei care gestionează pădurea trebuie să înțeleagă foarte bine că aceasta este direcția în care mergem și să profit de orice ocazie și de orice dialog pe care l-am cu colegii mei, să le explic că acest lucru nu poate fi decât în beneficiul tuturor. Am văzut și am discutat cu Direcția Silvică București, spre exemplu, despre utilitatea traseelor de bicicletă care leagă Bucureștiul de Snagov. Discutăm despre 10 de kilometri unde mii de cetățeni se bucură de aer curat, se bucură de activitate în natură, lucru care nu poate fi decât benefic. Am fost în urmă cu foarte puțin timp la Viscri, în județul Brașov, unde am văzut mii de turiști veniți pentru un singur scop, de a se plimba cu bicicleta în natură, în cadrul unui eveniment foarte mare la a noua ediție Transilvania Bike Trails, însă n-am putut să nu observ impactul social, n-am putut să nu observ impactul economic, pentru că acea comunitate beneficia din plin de accesul turiștilor respectivi care vin, se cazează, mănâncă și, în general, petrec timp de calitate. Iar în ceea ce privește Slănic Moldova, vreau să cred că și astfel de proiecte nu pot decât să, nu doar să aducă mai mulți turiști, pentru că stațiunea oricum e plină aproape tot timpul, dar cred că calitatea timpului pe care turiștii îl petrec aici sau diversitatea lucrurilor pe care le pot face ar putea fi îmbunătățită și prin astfel de proiecte. Așa că, domnule primar, vă mulțumesc în numele Ministerului Mediului pentru că ați decis să fiți parte în acest proiect. Vă urez mult succes și sper să pot participa la cât mai multe etape intermediare ale implementării proiectului. Am văzut că nu durează mult, s-ar putea să-l prind. Da, mulțumim, domnul ministru, mulțumim pentru apreciere. Aș vrea să fac precizări vis-a-vis de parteneriatele noastre. Apropo de parteneriatul, în 2017, noi am transferat un teren Consiliului Județean pentru a construi baza Salvamont și în sfârșit, după 6 ani de zile, baza Salvamont s-a construit, funcționează, respectiv ar trebui să avem și un suport bun în ceea ce privește respectarea condițiilor de acces în, pe trasele turistice, dar și o echipă, avem suportul pentru, Doamne ferește, pentru situațiile în care s-ar întâmpla ceva cu cei care călătoresc sau se plimbă pe acest traseu, respectiv cumva se integrează. Mai vreau să vă spun că de un an de zile am preluat telescaunul de la Slănic Moldova, care înghițea de la bugetul județului chiar și 1.200.000 de ron pe an și vă anunț, domnul ministru, că suntem pe plus, respectiv am făcut un management și chiar am rămas surprins de câteva zile de încasări și de modul în care se menegeriază. Este aici prezent șeful de serviciu al transportului public pe cablu și terestru și vă asigurăm că tot ce facem vom integra facilitățile acestea și vom asigura și siguranța cetățeanului, a turistului, dar și beneficiile lui. Pentru ca să trec la următorul cuvânt, aș vrea să vă mai spun doar că avem o stație care măsoară calitatea aerului. Acum 3 ani de zile am fost printre primii care am instalat o asemenea stație în Parcul Central și am avut chiar și 4,3 puncte, ceea ce înseamnă aproape aerul ideal. Respectiv, suntem foarte potriviți să oferim în Slănic Moldova condiții de refacere
a stării de bine, de refacerea sănătății la, la calitate maximă. De altfel, la întâlnirea de săptămâna trecută cu, pe care am avut-o în grupul de lucru de la Ministerul Turismului, am și spus că noi considerăm Săni Moldova un spital în aer liber, unde oamenii se mișcă, dar se și recuperează, se tratează, și aș vrea să vă spun bucuria, să vă exprim bucuria mea că aceste măsuri de conservare, trasee de vizitare, puncte de observare, pe lângă faptul că vor conștientiza ce înseamnă protecția mediului, vor aduce și un plus de sănătate celor care vor veni aici și, bineînțeles, pe componenta de educație, nu mai spun cât de important este. Vă rog, domnul președinte, dacă îmi permiteți, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte. Acest proiect, cu toate că a fost semnat în ultima perioadă, ne dorim să fie un proiect cu o viteză de implementare mare. Trebuie să vă spun că în ceea ce privește implementarea de măsuri din planurile de management, Agenția Națională pentru Arii Protejate derulează proiecte de aproximativ 68 de milioane de euro și numai în ultima perioadă am semnat aceste parteneriate de 12 milioane de euro, printre care inclusiv acest proiect cu UAT Slănic Moldova. Pe lângă acestea, ca și activitatea agenției, derulează alte proiecte cu finanțare europeană în ceea ce înseamnă elaborarea de planuri de management, aproximativ 90 de milioane de euro, cât și actualizare planuri de management și ceea ce înseamnă întreținere suprafețe de pășune de 35 de milioane de euro. Pot să vă spun că referitor la imaginea agenției, așa cum este zugrăbită de unii că ar fi o frână în calea dezvoltării comunităților locale, cel puțin de un an și aproape jumătate de când am fost numit președinte la această agenție, am sprijinit și voi sprijini întotdeauna comunitățile locale, conștienți fiind de faptul că doar în acest fel, noi ca și țară, noi ca și comunități locale, ne putem dezvolta și ANAMP nu va fi niciodată o frână în calea dezvoltării. Ba mai mult, vedeți că avem aceste parteneriate, probabil cu sprijinul lui domnul ministru și cu demersurile care le vom mai putea face către Comisia Europeană, vom solicita bani mai mulți pentru implementarea acestor măsuri, măsuri care vin în sprijinul atât al biodiversității cât și al comunităților locale. Dumneavoastră, care majoritatea sunteți din zonă, și noi care venim ca și turiști aici, acum venim ca și parteneri în acest proiect, am vizitat locația și am văzut cât de important este implementarea unui astfel de proiect și implementarea benefică atât ANAMP, atât biodiversității din România, cât și UAT-ului Slănic Moldova, care prin acest proiect urmărește partea administrativă de fluidizare, de atragere de noi turiști și de, până la urmă, de contactul turistului cu ceea ce înseamnă biodiversitatea, pădurea, chiar dacă și dumneavoastră știți și noi știm acum că există anumite pericole, noi trebuie să ne luăm măsurile necesare astfel încât turismul să fie sigur, să fie eficient și să fie în sprijinul comunității locale și în general cetățeanului și fără să afectăm mediul și biodiversitatea. Și mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat, că am trecut prin niște date limit, așa eram n-ai de cu o zi de a depune documentul și nu exista și atunci ați fost foarte operativ. Vă mulțumesc mult. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului subprefect Gabriel Bucur pentru mesajul prefectului. Ca de fiecare dată este o mare bucurie și onoare să vedem cum încă o dată domnul primar se încăpățânează să ne arate că poate, indiferent dacă înseamnă dezvoltarea infrastructurii, că înseamnă preocupare pentru dezvoltarea turismului, pentru a găsi metode și mijloace de ameliorare și de îmbunătățire a stării stațiunii în general. Cu excepția domnului primar, pe care îl salut și eu cu această ocazie, cu toții suntem băcăoani. Cu siguranță
Slănic Moldova rămâne un reper turistic imediat ca alegere în opțiunea oricărui băcăuan. Cel puțin din punct de vedere a municipiului. Asta nu înseamnă că și la dumneavoastră, domnul primar, aceeași cadru natural deosebit face ca și Piatra Neamț să fie o atracție pe care și dumneavoastră aveți obligația să o dezvoltați ca atare. Domnule ministru, am certitudinea că prezența dumneavoastră aici, la fel ca și în alte localități unde vedem că activați cu chiar frenetic, dacă vreți, presupune că aveți o atenție deosebită pentru Slănic, iar faptul că, domnul primar, ceea ce se întâmplă astăzi în Slănic și chiar și prezența domnului ministru, debutul acestui proiect de implementare de măsuri active de conservare a biodiversității, vă condamnă la un sens unic în dezvoltarea acestei comunități. Nu puteți decât să o duceți la mai bine, la un turism mai abundent, la dezvoltarea infrastructurii, indiferent ce ar însemna asta, și mai ales, cred că am avea cu toții datoria în a nu mai vedea pădurea doar combustibil, doar mijloc, dacă vreți, de venituri mai mult sau mai puțin corecte. Aș vrea din suflet ca toți cei prezenți și mai ales cei care au posibilitatea de a ne auzi să înțelegem că pădurea poate oferi și alte tipuri de activități sociale, de petrecerea timpului liber și mai ales reprezintă o obligație din partea tuturor. Dacă noi am primit-o așa, să o lăsăm cel puțin la acest nivel, dacă nu putem să o dezvoltăm la mai bine. Am o colaborare foarte bună, zic, și cu domnul director Ghelase, pe care îl prezint, mă bucur că este aici. Din punct de vedere al prefecturii, ne vom strădui ca să armonizăm relațiile direcțiilor pe care le păstorim, să zicem, tocmai pentru a ameliora și optimiza activitatea celor care răspund ca proprietari sau ca administratori acestui fond forestier. Dați-mi voie să vă felicit și eu încă o dată, domnule primar. Știu că faceți lucruri bune, știu că mai aveți și rezerve de a face și mai bune și de aceea vă urez succes. Mulțumesc mult, domnul suprafect. Acum aș vrea să trecem. Mai întâi să întreb dacă cineva vrea să dorească. Dacă dorește, domnul director, vă rog tare mult. Pădurile care sunt în raza administrativă a stațiunii Slănic Moldova sunt o importantă sursă de biodiversitate. Diversitatea aici este deosebită. Și zic eu că întâlnim întreg lanțul piramidar. Lanțul piramidar trofic este unul complet. De aceea, conservarea acestei biodiversități de către silvici reprezintă o sarcină foarte importantă, care este în atenția noastră zi de zi. Cum putem face asta? Printr-un regim silvic foarte riguros, printr-o temeinică fundamentare a măsurilor atât științifice, dacă mi-e permis să spun, cât și cele practice pe care le aplicăm. Domnule ministru, ați adus în discuție strategia națională a pădurilor SNP 30, în care o să mă refer la rolul pe care l-au pădurile și pe care l-au pădurile în oferirea resurselor și serviciilor către comunitățile publice, de care acestea beneficiază mai mult sau mai puțin, într-un fel sau altul. Și eu aș împărți acest rol în trei categorii. Odată, ecosistemele forestiere furnizează produse, cum sunt lemnul, produsele nelemnoase, dumneavoastră v-ați referit la ciuperci, la plante, la fructe de pădure. Rolul pădurii pe care îl are în protecția mediului, deci la ce, nu vorbim numai despre lemn, vorbim un rol foarte important pe care îl are producția pentru protecția mediului și aici acest rol îl întâlnim în purificarea apei și iată că ne confirmă în primar că pădurile din această zonă au un rol foarte important în aerul deosebit pe care îl respiră turiștii în orașul Slănic Moldova, în protejarea apelor și dați-mi voie
dacă mi-e permis să spun că pădurea reprezintă casa apelor minerale, Stănica Moldova. Și aș mai cuprinde o categorie, cea care se referă la lucrurile nemateriale, la beneficiile nemateriale. Aici mă refer la partea de recreere, pe care a subliniat-o parte bine, partea peisagistică, partea chiar spirituală a pădurii, pentru că pentru o anumită categorie de oameni contează și acest lucru. Și iarăși, dacă e să mă refer la stațiunea în care suntem, traseele turistice montane pe care le aveți sunt unele cu totul și cu totul deosebite. Peisajele pe care le aveți, iarăși, sunt de excepție în orice anotimp. Toate aceste principii pe care dumneavoastră le-ați sau sunt cuprinse în strategia națională sunt preluate de către strategia de dezvoltare a Regiei Naționale a Pădurilor, care s-a aprobat luna trecută în Consiliul de Administrație, luna trecută, în direcții de acțiune pentru conservarea mediului este, dacă nu mă înșel, o măsură, măsura numărul 4, prin care regia stabilește sarcini pentru conservarea biodiversității în pădurile gospodărite de Romsilva și, în mare, ce cuprinde aceste măsuri? Aceste măsuri se referă la punerea de acord între principiile de gospodărire a pădurii și obiectivele pe care le are, pe care le avem de respectat în ariile naturale protejate. Cât privește partea de proiect, noi am avut o colaborare foarte bună. La sfârșitul anului trecut, Regia Națională a analizat raportul pe care noi l-am comunicat și în Consiliul de Administrație din luna decembrie s-a aprobat acest proiect. Domnule primar, susține tot ce este în acest proiect. Partea de, și în special partea de atrageri de fonduri care sunt atât de binevenite zonei, susținem partea de măsuri pentru implementarea planului de management al areei protejate, dar și implementarea turismului, pentru că constatăm cu toții că în ultima perioadă turismul este în plin avânt. Vreau să zic că am căutat un sfert de oră loc de parcare acum ca să pot să particip la... loc de cazare, probabil că nu găseam deloc. De asemenea, vă asigur că personalul silvic o să fie permanent implicat în acest proiect și vom activa mereu atunci când va fi nevoie. Vă mulțumesc și vă asigur de tot sprijinul direcției silvice. Turistul merge și trebuie să se odihnească. Și când se odihnește, el citește despre viața Sfântului Andrei. Și atunci o să afle cât de important este să fim și credincioși și cred că toate astea undeva sunt bine și vom face lucruri frumoase. Dacă cineva mai dorește, a vorbit domnul subprefect, așa că o să vă rog, doamna Potra, să pornim prezentarea și mulțumesc tuturor încă o dată și trebuie să apreciez, avem în sală aici două studente de altfel, da? Și apreciez foarte mult prezența tinerilor care, pe lângă faptul că află despre proiectele noastre, vor și promova, vor și duce mai departe aceste valori, dar și modul nostru de gândire și de acțiune în Slănic Moldova. Noi o să avem o plimbare, nu ne plimbăm, mergem să vedem, practic, două puncte. Ministrul și-a dorit foarte mult să vadă două puncte de pe traseu, dar am stabilit împreună cu domnul președinte mai înainte. Acest proiect va aduce și cei 11 km de piste de biciclete, care nu toată va fi în area protejată, dar ne dorim să deschidem Slănicul pentru iubitorii de bicicletă de munte și, bineînțeles, să interconectăm Slănicul pe acest traseu cu Ciungetul, pentru că există tradițional, noi am avut izvorul de la Ciunget, a fost exploatat de către întreprinderea balneară de la Slănic Moldova. Acum accesul se face doar pe la Dofteana, dar ne dorim să se poată face un acces pietonal, există și astăzi, dar cu bicicleta nu. În acest sens, aș vrea să-l sublinez eu pe domnul Catană, ca să nu creeze o emoție mai mare. De altfel,
Să știți că toate proiectele acestea sunt sub atenta mea supraveghere și cunosc tot ce se întâmplă în aceste proiecte. Da, o să fie achiziția, o să fie un cui al acestui proiect, pentru că achiziția, având o valoare mare, există o temere că dacă sunt contestații, termenul acesta foarte scurt de achiziție și de implementare, cu probabilitatea ca în decembrie să fie ger și să nu se poată lucra, ne sperie puțin, dar vă asigur că vom face maximum cât putem să facem și dacă avem conștiința, în păcate că am făcut maximum, cu suportul dumneavoastră, bineînțeles, pentru că altfel nu vom reuși, vom finaliza acest proiect. Pentru cei care nu cunosc, acest proiect include și dotarea tehnică necesară pentru monitorizarea speciilor, avem și aparatură pentru monitorizare de la camere de supraveghere, de filmat, toate astea, drone și alte nevoi, dar avem și în proiect, avem și specializarea și consultarea cu chiar contractarea de specialiști care să ne spună cum să facem lucrurile. Eu sper că în acești 5 ani, pentru că proiectul are 5 ani de parcurs, la finalul acestor 5 ani să avem deja atrași aici 1-2 tineri care să ducă mai departe și iubitori, bineînțeles, de natură și de speciile respective, care să atragă, care să ducă mai departe, să nu se închidă odată cu închiderea proiectului, ci să ducem mai departe. Deja astăzi cu domnul președinte am vorbit despre o posibilitate de complementaritate a unor alte finanțări pentru acest proiect și una peste alta eu sunt foarte bucuros și vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce... și bineînțeles mulțumesc și consultantului care din păcate nu a putut fi aici. Vă spun, după ce am vizitat, eu am fost împreună cu specialistul Sabin, nu mai știu cum îi spune, a fost, doamne, cu atâta drag povestește de orice viețuitoare, de orice plantă, de n-ai cum să nu te îndrăgostești, n-ai cum. Asemenea lucruri trebuie să aduse la urechea a câtor mai mulți oameni și în special a tinerilor, pentru că viitorul este de, ca să respecti, trebuie să cunoști. Și atunci, dacă ei vor cunoaște cât de importante sunt aceste, nu știu, bruscuțe sau ce protejăm noi acolo, habitate, zone umede, atunci, desigur că vor iubi mai mult natura și o vor și respecta. Mulțumesc încă o dată mult, domnul ministru, dacă sunteți de acord să mergem să ne încadrăm în timp, că domnul ministru este cu un program foarte strict. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți. Dacă vrea cineva să mai adauge ceva, vă rog să vă spuneți punctul de vedere. Aveați așteptări mai mari de la noi? Eu sunt convinsă că vom colabora foarte bine. Da. Pe toată perioada scrierii proiectului am colaborat foarte bine și nu, eu nu cred că trebuie să ne speriem nici de achiziții, nici de nimic. Pentru cei care nu cunosc, când am pornit acest proiect, planul era să amenajăm ziduri de sprijin la marginea ariei protejate. Ceea ce mi se pare incorrect, că area protejată nu permite să faci un zid, dar riveran cu area protejată nu poți să primești finanțare ca să faci un zid care protejează area protejată, ca o problemă de viitor. Am pornit să refacem zidurile de aici din spate, de la Coroana Moldovei și tot ce înseamnă aliniamentul cu area protejată. De asemenea, am pornit să facem acel traseu prin zona stâncoasă, amplasând niște structuri din lemn, m-am inspirat din Danemarca, unde am și parcurs un asemenea traseu în arie protejată, nimic din beton, numai lemn, suspendat foarte frumos, cu băncuțe, cu posibilitatea de a se relaxa oamenii. Asemenea, nevoi trebuie prinse în viitoarele planuri de management, pentru că altfel nu ne vom atinge obiectivul. Vorbea domnul președinte, planurile au fost făcute în 2007. Este clar că din 2007 până în 2023 și percepția oamenilor și nevoile oamenilor și toate celelalte au evoluat. Respectiv, revizuirea unor planuri de management poate că ar fi o nevoie
ca și o concluzie a muncii pe care noi am dus-o în perioada aceasta de aproape 2 ani de zile de când am pornit împreună acest lucru.